Bună ziua! Astăzi la Hot News vorbim cu Mihail Ion, vicepreședinte Raiffeisen Bank, Divizia Piețe de Capital și Planificare Financiară Personală. Bine ați venit! Bine v-am găsit! Mulțumesc pentru invitație! Cum s-a schimbat modul în care se raportează românii la pensiile facultative din experiența Raiffeisen? Cred că vorbim de un proces evolutiv. Cred că suntem pe o curbă a învățării și... Progresul, să zicem, că poate să fie ajutat de proactivitatea noastră, ca participanți la piață. Spun asta pentru faptul că nevoia de pensie e o nevoie destul de îndepărtată în timp și, probabil, că într-un univers de provocări e mai greu ca salariații să conștientizeze o astfel de nevoie și să o prioritizeze și atunci e important un dialog, o consiliere pe care o putem realiza într-un context de planificare de finanțe personale și încet încet oamenii încep să contribuie periodic pentru a-și construi o pensie facultativă. Suntem încă într-un stadiu relativ incipient, în ciuda faptului că piața funcționează de peste 16 ani. Dacă ar fi să dăm niște repere cantitative, probabil undeva la 10% dintre salariați au conturi de pensie facultativă, și dintre aceștia, puțin peste jumătate, sunt și activi, adică au continuă să, să contribuie periodic. Atunci putem să spunem, pe scurt, că puțin peste 5% dintre salariații din România astăzi contribuie periodic pentru a-și construi o pensie facultativă. Și nevoia e mult mai, mai mare decât atâta, și cred că putem să detaliem mai departe. Care sunt motivele pentru această evoluție? Că e vorba despre o nevoie cumva îndepărtată, și atunci, în schimbul prezent-viitor. Probabil că prima tendință este să prioritizăm prezentul sau viitorul imediat apropiat. Aici intervine și, și rolul nostru ca participanți la piață. De ce spun asta? Pentru că uh, economisirea pentru pensie e una care uh, se construiește pe o perioadă îndelungată și perioada pe care economisiu sau în care construim o pensie, e una determinantă pentru suma viitoare de care să putem beneficia. Dacă aș da niște repere cantitative foarte simple și ușor de înțeles, o perioadă de acumulare de 30 de ani, de pildă, dacă am scurta-o la 20 sau cineva decide să amâne momentul când deschide o pensie și în loc să Contribuie 30 de ani, contribuie doar 20 de ani, deci amână practic cu 10 ani decizia de a începe o economisire pentru o pensie facultativă. Atunci, pentru a obține același efect, aceeași pensie, comparativ cu scenariul inițial de 30 de ani, deci pornind cu 10 ani mai târziu, e nevoie ca suma economisită lunar să fie dublă față de scenariul în care porneam la un calcul de, de 30 de ani. Mai simplu, dacă am compara 100 de lei economisit lunar pe 30 de ani, ca să obțin același efect, aceeași pensie, pe perioade de 20 de ani, aș avea nevoie de 200 de lei pe lună. Deci efortul ar fi dublu. Asta înseamnă că efectul de uh, bulgăre de zăpadă, dacă putem să îi spunem uh, în termeni mai puțin academici, e unul uh, esențial aici. E important să începem de vreme și capitalizarea sau uh, Câștigul care se acumulează periodic pe lângă sumele uh, depuse contribuie la, la un rezultat uh, așteptat. Și spuneam mai devreme că sunt puțini români astăzi care economisesc pentru, pentru pensie, în condițiile în care nevoia este foarte mare. Cred că putem spune fără să greșim că majoritatea covârșitoare a populației are nevoie să. Economisească pe durata vieții active. Spun asta pentru faptul că um, astăzi, probabil, pensia medie e undeva la 40% din salariu mediu, deci rata de înlocuire pensie-salariu e una sub uh, 50% semnificativ. Și de asemenea, pensia privată obligatorie, pilonul 2, cum ai cunoscut, compensează doar o mică parte din diferența între pensie și salariu. Cu alte cuvinte, ca să ne putem păstra standardul de viață și după pensionare, avem nevoie să economisim periodic pe durata vieții active și atunci obținem și efectul dorit, anume să completăm pensia de stat și pensia privată obligatorie cu o pensie privată, facultativă. Cred că avem cu toții în jurul nostru uh, întâlnim situații frecvent în care înțelegem nevoia de pensie sau înțelegem faptul că în cele mai multe cazuri nivelul pensiei e unul uh, insuficient. Cred că avem cu toții părinți, bunici, mătuși și unchi și așa mai departe și ne e ușor să constatăm că nivelul pensiei nu e unul suficient. Dincolo de situația prezentă, din păcate, perspectiva e una și mai puțin favorabilă. Pentru faptul că dinamica ne demografică ne arată um, o creștere a numărului de pensionari, probabil peste 5-7 ani vom observa chiar o creștere bruscă a numărului de pensionari, în vreme ce populația activă care sau numărul de, de salariați care contribuie la bugetul asigurărilor sociale e unul stagnant sau poate chiar în scădere. Și atunci presiunea pe bugetul de asigurări sociale o să fie una și mai mare decât este astăzi. Și atunci dificultatea în a avea și o pensie uh, pilon 1 la nivelul de astăzi e și mai mare, adică probabilitatea ca ea să se poată menține e una probabil mai, mai mică. Dincolo de contextul local pe care l-am descris mai devreme și cu specificitățile legate de creșterea numai de, de pensionare, am avut și noi Baby Boomers și ei urmează să se retragă probabil în 2030-2032. Vorbim despre un context global care, după părerea mea, o să genereze o mare atenție către o economisire pe perioada vieții active pentru pensie. Și spun asta pentru faptul că în ultimii ani s-a investit și cu rezultate notabile, cu, cu succes, în creșterea standardului de viață, pe cale de consecință starea de sănătate. Vorbesc global, a populației s-a îmbunătățit, speranța de viață a crescut. Asta înseamnă că trăim. Sau, populațiile recent trăiesc mai mult decât în trecut. În același timp însă, asta atrage după sine și faptul că avem nevoie să compensăm o venituri pe o perioadă după retragere mai lungă decât în trecut. Și în, în completarea asta de venituri după, după pensionare nu prea s-a investit mai deloc. Și atunci părerea mea e că vom asista la un trend global de înclinație către economisire pentru pensie mult mai puternic decât vedem astăzi. Și atunci, înțelegem cumva și dinamica la nivel global. Și aici mă întorc și repet: probabil că viața de zi cu zi, provocările pe care le avem mai greu, ne duc în poziția să ne gândim ce ar trebui să facem pentru noi. În funcție de sigur, vârsta pe care o avem, peste 10, 20, 30 sau mai bine de, de ani. De asta e important să, să discutăm despre o perspectivă asupra finanțelor personale pe, pe termen lung și să începem de vreme. Pentru că efectul pe care l-am menționat de, de compunere și acumulare pe perioadă lungă e unul benefic și el se poate obține cu sume nu foarte consistente, dacă începem devreme. Da. Ce sfaturi ați da unei persoane care își planifică pensionarea în contextul actual al piețelor financiare? Dacă ar fi să simplificăm, ar fi două repere la care ne putem uita. Primul dintre ele e clar să începem să economisim periodic pentru pensie, Începem astăzi, asta e cel mai important, nu trebuie să amânăm absolut deloc. Și noi avem timpul, tendința asta să amânăm. Timpul lucrează în favoarea noastră, dacă facem o decizie corectă. Și e important să decidem acum, pentru că evităm riscul să facem o decizie atunci când aceasta nu prea mai poate să producă efecte. Ce înseamnă asta? Dacă ne decidem la 50-55 de ani că vrem să economisim pentru pensie sau 60, atunci timpul e unul prea scurt ca să putem să generăm niște efecte consistente. Deci primul sfat este ăsta, să începem să economisim pentru pensie de astăzi, indiferent de, chiar dacă suntem foarte tineri. Asta vă să cu atât vârsta mai mult, contează indiferent da, de vârstă, deci... Cu atât mai mult, cei care sunt cei mai tineri vor obține efectele cele mai puternice în, în viitor, pentru că perioada de acumulare lungă, cum spuneam, are o contribuție decisivă la, la nivelul pensiei. Uh, și al doilea uh, reper la care ne putem gândi este instrumentul prin care economisim pentru pensie. Uh, și aici m-aș depărta puțin de, poate, cum se întâmpla acum câteva generații, când, uh, probabil, indirect uh, efortul. Părinților pentru pensie era consta mai degrabă în educația copiilor și uh, în speranța, perspectiva că ulterior copiii vor susține uh, uh, părinții când se vor pensiona. Uh, atunci, uh, instrumentul prin care uh, economisim, investim pentru pensie e unul important. Uh, avem astăzi sau cum ziceam, de o bună perioadă de, de timp, putem să spunem că sistemul de, de pensii facultative în, în România e unul deja matur, care funcționează foarte bine. Uh, și deci instrumentul la care putem să, să îndrumăm, către care putem să îndrumăm clienții e un fond de pensii facultative. Uh, Există anumite particularități, specificități pentru alegerea la care mă, mă refer, și aici, în termeni simpli, aș spune că um, fondurile de pensii facultative sunt niște vehicule care uh, cred că sunt structurate bine din perspectiva instrumentelor în care sunt investiți banii, pentru că vorbim de o combinație între stabilitatea pe care o generează uh, investițiile din portofoliul fondului de pensii în obligațiuni guvernamentale de pildă, cu combinat cu uh, participarea la uh, creșterea la profiturile generate de companiile listate la bursă prin investiții în acțiuni. Și atunci vorbim de un mix foarte bun care generează niște uh, câștiguri benefice pentru viitorii pensionari. În condițiile unei fluctuații a valorii unității de fond, care cred că poate să fie una agreată de, de participanți, de ce pun accent pe instrumentul în care investim? Pentru că, probabil, fără să avem neapărat un scop declarat, mulți dintre noi economisim în clasicele instrumente poate depozite bancare, contul de economii și așa mai departe. E foarte bine și asta, dar, din nou, pe o perioadă lungă de timp, randamentul investiției e unul care generează niște efecte notabile. Și o să dau un exemplu foarte simplu. Am comparat randamentul fondului de pensii pe care îl administrăm noi, se numește în Acumulare, funcționează din 2008, deci mai bine de 16 ani de, de istoric. Uh, un randament anualizat undeva la 7,5% pe an și l-am comparat cu rata inflației și cu rata dobânzii generată de depozitele bancare. Și am observat că vorbim despre un randament aproape dublu față de câștigurile din depozite sau rata inflației. Cred că randamentul mediu al depozitelor pe perioada la care am făcut referire e undeva la 4-4,2-4,5%. Uh, și această diferență, cam de 3 puncte procentuale pe an, în termen de uh, capital acumulat pe o perioadă lungă de timp, dacă am extrapolat la 30 de ani, de pildă, deci repet, vorbim de un istoric de 16 ani, și ca să facem, uh, să putem să desprindem o concluzie cât de cât de relevantă pentru ce înseamnă economisirea pentru pensie, luăm care per 30 de deci, pe 30 de ani, deci extrapolăm pe 30 de ani. Acest plus de randament, de la 4,5 la 7,5, deci 4,5 dacă am fi economisit în depozite și 7,5 dacă am fi economisit în fondul de pensii, deci acest plus de randament generează o sumă acumulată la finalul celor 30 de ani sau o pensie viitoare, cu aproximativ 70% mai mare. Deci câteva puncte procentuale, poate la nivel de an care nu ni se par uh, foarte materiale, în timp generează un uh, efect consistent. Deci, încă o dată, 70%. Și atunci cred că am înțeles și importanța alegerii corecte a vehiculului în care investim. Atunci mă întorc, ca să sumarizez, aș avea două uh, repere pe care le-aș împărtăși cu, cu audiența noastră. Unul, să începem să economisim și să investim pentru pensie acum. Cel de-al doilea, să folosim instrumentul potrivit, anume un fond de pensii facultative. Întorcându-mă la, la instrumentul, mai sunt și alte avantaje. Există un anume regim de deductibilitate fiscală pentru fondul de pensii facultative. Asta înseamnă că putem să considerăm că o parte din contribuția noastră la pensie vine de la stat prin reducerea de impozit pe, pe salariu. Atunci avem un câștig și mai, mai mare. Și cred că aș putea să zic că și un alt efect al fondului de pensii, al alegerii fondului de pensii, este și uh, o anume disciplină pe care ne -o, ne o induce, în sensul în care sumele acumulate pot să fie folosite doar în scop de pensie. Asta înseamnă că. Implicit, alegerea pe care o facem ne protejează de o potențială tendință viitoare să folosim banii într-un alt scop. Deci, banii îi putem retrage doar la momentul pensionării sau îi putem primi ca o pensie sau, mă rog, activul acumulat se poate transfera familiei în cazul în care se întâmplă evenimentul nefericit decesul participantului. Atunci, acesta e un element pentru care cred că e o idee foarte bună să alegem un fond de pensii facultative pe lângă celelalte uh, elemente pe care le-am uh, menționat mai devreme. Unii români încă se tem de ideea de pensie facultativă. Cum ați putea să le calmați temerile de genul acesta legate de fondul de pensii facultativ al Raiffeisen? Nu sunt atât de convins, că e vorba de o temere de un fond de pensii în, în sine, ci cred că este mai degrabă ceea ce am menționat mai devreme uh, poate o conștientizare câteodată mai puțin evidentă a nevoii de economisire pentru pensie sau pur și simplu o amânare, mai ales că vorbim despre da, un eveniment viitor, poate mai, într-un viitor mai, mai, mai îndepărtat. Dar cred că și am constatat asta în, în discuțiile cu clienții. Atunci când discutăm despre o perspectivă pe termen lung asupra finanțelor personale, uh, clienții înțeleg repede despre nevoie și decid să, să înceapă. Avem rezultate foarte bune pe care le-am constatat în, în discuțiile cu, cu clienții. Uh, atunci, cred că da. Uh, ce, ce, ce am observat, apropo de, de temeri, mai degrabă este că gândindu-se la perspectiva viitoare, de pildă, un motivator important este dorința de a păstra independența financiară și după pensionare, sau, altfel spus, dorința de a nu a transfera și asupra copiilor nevoia de completare a standardului de viață al părinților după pensionare. Atunci, da, mulți clienți spun, da, vreau să îmi ajut copiii inclusiv prin faptul că mă pregătesc pentru momentul pensionării acum cât sunt activ și nu aștept să mă ajute ei atunci când o să fie nevoie. Apoi, ce am mai observat și sunt convins că asta se va consolida în timp și participanții înțeleg asta din ce în ce mai bine, e faptul că pe măsură ce sumele acumulate cresc, participanții devin mai confortabili. Și mai încrezători în situația financiară personală. Când vine vorba despre bani în general, mulți dintre oameni au un anume stres, poate că nu sunt neapărat suficienți și nu mă refer neapărat la România, e valabil și pentru țări unde nivelul de trai e mai, mai ridicat. Și atunci când avem o perspectivă pe termen lung, știm ce obiective avem, știm pentru ce vrem să economisim, pentru pensie, pentru educația copiilor, pentru alte obiective financiare. Deci le cunoaștem, le-am definit, le-am așezat pe o, un tablou, pe un termen mai îndelungat și știm și cum ne pregătim pentru ele. Am nevoie de nu știu câte sute de lei pentru pensie, vreau să economisesc și pentru educația copiilor, am nevoie de câteva sute de lei și pentru a-mi proteja familia cu asigurare și așa mai departe. Atunci oamenii devin mai încrezători. Așa că, mai degrabă, cred că temerile lor încep să se diminueze pe măsură ce păstrăm cadența și observăm că, da, am uh, parcurs o parte din drumul pentru care, pe care l-am planificat și pentru care m-am -am pregătit. Uh, și uh, mai departe, înțelegând că doar economisind periodic ajungem să ne atingem obiectivele, intervine și. Autodisciplina la care mă refeream mai devreme, oamenii ajung să-și administreze bugetul personal mai bine, cu siguranță pot să găsească niște cheltuieli care sunt nenecesare și pe care să le evite, și atunci reușesc să economisească periodic. Atunci, și elementul ăsta de autodisciplină cumva contribuie la mai degrabă la eliminarea sau reducerea temerilor și creșterea încrederii okay. cu privire la situația financiară personală viitoare. Da. Cum comunicați cu participanții la fondurile de pensii pentru a le explica performanța și riscurile asociate? Primul lucru, sau ce credem că e cel mai important, pentru că e nevoie de un pic de timp și uh, uh, analiză, să înțelegem puțin uh, cum anume putem să ne uităm holistic la finanțele personale și mai ales pe, pe o perioadă lungă. Uh, cele mai bune rezultate pe care le-am observat până acum uh, sunt în discuții unul la unul în uh, uh, unitățile băncii și nu numai. Colegii noștri uh, reprezentați de vânzări și care au și acreditare pentru agenți, ca agenți de marketing ai Fondului de, de pensii facultative. Uh, discută cu cu clienții, cum spuneam, o perspectivă pe termen lung asupra finanțelor personale, ghidează clienții și înțeleg, îi ajută pe aceștia să înțeleagă decalajul la care mă refeream între salariu și pensie la momentul pensionării. Și, în plus, un element pe care îl observăm ca având mare succes în facilitarea discuției și, până la urmă, în avantajul clienților pentru a înțelege contextul la care mă refeream, ce înseamnă planificare financiară personală, ce înseamnă economisire pentru pensie, este un instrument pe care l-am creat noi la Raiffeisen Bank România. Îi spunem Smart Finance. Este. Uh, un instrument digital pe care colegii îl au la dispoziție pe o tabletă, asta înseamnă că au mobilitatea de care e nevoie și uh, în același timp uh, facilitează și o discuție unul la unul uh, folosind practic uh, același ecran, clienții pot să navigheze împreună cu, cu reprezentanții noștri de clientelă în uh, acest instrument și uh, punem în ecuație uh, contextul personal, uh, poate venituri, sume care pot să fie economisite lunar. Uh, înțelegem cam care ar putea să fie pensia uh, pilon 1 în viitor, clienții reușesc să înțeleagă decalajul la care mă refeream, pot să facă diverse simulări și să vadă în funcție de perioada pe care o mai au de economisit și perioada pe care ar vrea să încaseze o pensie, ce sumă ar avea nevoie să economisească lunar. Atunci putem să facem niște simulări dinamice în care e ușor de înțeles despre ce sume ar fi nevoie, sigur pe niște scenarii de randament ipotetice, în așa fel încât să reușim să completăm decalajul la care mă refeream între venituri și, și pensie. Și asta am observat că ajută foarte mult, ajută Consilierii noștri de clientelă în a explica nevoia, în primul rând, și ajută clienții să înțeleagă cum această nevoie poate să fie uh, satisfăcută. Și apoi, da, urmează discuții legate de, de, de uh, fondul de pensii facultative pe care îl administrăm, Raiffeisen în acumulare. Am menționat mai devreme despre performanțe. Ne mândrim cu performanța fondului, de altfel e un fond care a fost premiat în repetate rânduri pentru cea mai bună performanță în ultimii 10 ani de, către Bursa de Valori și na, credem că este um, setup-ul potrivit pentru pentru a avea succes și a ghida clienții în a așeza într-o pe perspectivă mai mai îndelungată finanțele personale a discuția legată de pensie e un pilon central în această perspectivă dincolo de asta discutăm și cu angajatori companiile care sunt clienții ai băncii și nu numai pentru că pe lângă contribuțiile individuale pe care le pot face salariații în nume propriu ei pot să beneficieze și de la companiile unde lucrează de contribuție în fondul de pensii. Avem companii care decid să adauge o componentă în pachetul salarial reprezentată de pensia facultativă. Ne bucură foarte mult asta pentru că, tocmai exact cum menționam mai devreme, în schimbul prezent-viitor, atunci dacă cineva pune în, în lumină și perspectiva viitoare, nu doar cea prezentă, prezentă, ni se pare că e o abordare foarte responsabilă. Și aici există anumite uh, avantaje fiscale. Atunci credem că cele două puse la un loc, contribuția angajatului, contribuția angajatorului, pot să uh, contribuie la, la succes și credem că. Uh, se întâmplă un efect de antrenare la nivelul pieței, ne bucur, observăm că și alți participanți la piață pun accent din ce în ce mai mult pe, pe distribuția de, de pensii facultative și mă întorc, cred că e foarte important să facem astfel de, de discuții cât mai repede pentru că am menționat situația demografică, am menționat deficitul de economisire pentru pensie destul de mare la momentul ăsta. Dacă ar fi să ne uităm, de pildă, și în alte țări din jur, atunci mă întorc în România, cam 5% dintre salariați sunt activi. Asta într un fond de pensii facultativă, dacă aș lua, nu știu, țări din Europa centrală, putem să găsim 50-60% din populația activă. Atunci am putea să zicem că ar trebui să vedem un număr cam de 10 ori mai mare de participanți activi decât avem astăzi. Și de asta credem că e nevoie de un efect de antrenare la nivel de piață care să genereze o atenție mult mai mare asupra economisirii pentru pensie facultativă. Și aici, da sunt convins că vor mai urma și alte discuții și demersuri la nivel de piață pentru a stimula economisirea pentru că economisirea pentru pensie pentru că probabil această componentă a sistemului de pensii private a rămas puțin în urmă și dacă ne referim la ponderea contribuției în salariul, salariile au tot crescut, contribuția media a crescut mult mai, mult mai lent. Dincolo de asta, cum am spus, numărul de participanți e foarte mic sau încă destul de mic comparativ cu, cu nevoia din, din piață. Atunci credem că e nevoie și de niște măsuri mai puternice și conjugate la nivel de reglementare care să permită sau să susțină, să catalizeze dezvoltarea sistemului de pensie. Am menționat inițiativa noastră de pildă și al altor participanți la piață. Dacă am pune în ecuație și alte măsuri atunci cred că s-ar obține un, un efect de, de antrenare. Aș menționa aici două, trei elemente care pot să fie puse repede, cred, dacă există bineînțeles consens pe, pe subiect uh, unul dintre ele a tot fost discutat uh, creșterea deductibilității fiscale pentru contribuția la pensii facultative astăzi vorbim de 400 de euro pe an e o sumă foarte modestă ca să nu sunt foarte mică uh, astăzi uh, salariile au tot uh, crescut și cum ziceam uh, contribuția medie și deductibilitatea fiscală au rămas aproape pe, pe loc contribuția medie chiar pe, pe loc Apoi, credem că e important ca accesul la, la fondurile de pensii facultative să se poată realiza 100% digital, de la distanță, fără să fie nevoie de interacțiunea cu un agent de marketing, persoană fizică. Am putea să punem în felul ăsta contribuția într-un fond de pensii facultative din punct de vedere al aderării, pur și simplu. Pe picior de egalitate cu o investiție într-un fond de investiții sau în, la bursă, într-un cont de brokeraj, pentru a de, cumpăra acțiuni sau a investi într-un fond, nu e nevoie de o interacțiune fizică, totul se poate face de la distanță. Și sperăm că asta ar putea să fie permis de legislație în, în viitor uh, și pentru fondurile de, de pensii facultative. Atunci am avea șansa să ajungem la uh, unii dintre participanți chiar pur în, în mediul online. Și iarăși, un element uh, care poate să pară o tehnicalitate, dar totuși credem că e important. Uh, credem că e bine ca pentru economisirea pentru pensie, pentru a genera un impuls și mai puternic pentru cineva să înceapă să economisească Participanții la piață să poată să ofere anumite uh, avantaje, lucru care nu e permis de, de legislație astăzi. Și aș da un exemplu foarte simplu. De pildă, băncile oferă pachete de produse cu uh, anumite costuri sau chiar costuri zero într-un în, în pachet. Uh, Putem să zicem că sunt anumite discounturi la comisioanele bancare pentru clienții care deschid o relație cu o bancă. Ar fi foarte bine dacă am putea, ca într-un astfel de pachet, să punem și o pensie facultativă. Atunci am putea să dăm niște avantaje la produsele pe care clienții le folosesc foarte des pentru a începe o economisire într-un fond de pensii facultative. Și atunci credem că. Toate aceste elemente pe care le-am menționat mai devreme, alături de, de acțiunile distribuitorilor, pot să contribuie la dezvoltarea sistemului mai departe. Care sunt tendințele actuale, dar și viitoare, în domeniul pensiilor private și cum afectează planificarea pe termen lung? Vedem o evoluție mai accelerată pentru. Uh, adeziuni noi în fonduri de pensii facultative cred că în 2023 uh, am văzut un număr de participanți noi aproape dublu față de de 2022 uh, și cred că am menționat mai devreme vedem participanți la piață care uh, pun accent mai mare în relația cu clienții în discuții despre, pentru discuții despre pensii. Noi suntem da, bucuroși că se întâmplă asta, mândri în același timp că avem, credem, rezultate foarte bune și feedback foarte bun de la, de la clienți. Asta se vede în numărul de adeziuni în fondul nostru de pensii. În 2023, aproape jumătate dintre adeziunile noi în fonduri de pensii au fost clienți care au ales fondul nostru, în Acumulare atunci cred că numai așa poate să fie tendința de accelerare a creșterii numărului de participanți. Poate la început de sfârșitul anului viitor, începutului 2026, sper să ajungem la primul milion de participanți la nivel de piață în fonduri de pensii facultative. În egală măsură, pe lângă creșterea numărului de participanți, credem că e important să ajutăm participanții să înțeleagă Uh, mai departe uh, păstrarea unei uh, proporționalități între contribuție și veniturile personale, asta înseamnă implicit și creșterea contribuției pe măsură ce veniturile participanților cresc. Spuneam că uh, aproape că da, uh, salariile au crescut uh, mult. Dacă ne referim la punctul de, de start al sistemului de, de pensii, probabil că salariile au crescut de trei ori cred și contribuția în fondurile de pensii a crescut mult mai mult mai puțin. Și ca să obținem un, un efect ne întoarcem, e nevoie de o perioadă lungă de economisire și de o sumă care să fie și a crescută contribu economisită periodic. Atunci, cred că Asta ar putea să fie tendința pe care să o generăm uh, cu toții. Efectele vor fi benefice, bineînțeles, pentru participanți. Din punctul meu de vedere, este uh, dezechilibru financiar major care se va reflecta în curând la nivel individual, uh, mai ales după 2030-2032. Mai departe, efectele unei acumulări pe termen lung în fondurile de pensii sunt unele foarte favorabile pentru economie în ansamblu, pentru că se creează și cu ajutorul fondurilor de pensii resurse disponibile a fi investite pe, pe termen lungi. Atunci banii se întorc în, în economie, finanțează uh, entități private sau uh, guvernul și credem că uh, e, e important să mobilizăm surse pe termen lung într-o țară care are nevoie majoră de, de investiții și bineînțeles că finanțarea lor e una esențială. Vă mulțumim! Mulțumesc și eu!